pe două componente. Această comisie mixtă, grupul de lucru mixt pentru romi, am vrut să văd cât este de multă ipocrizie în a discuta despre romi, cât este de multă preocupare a administrației a orateurilor legată de romi și, de fapt, în ce fel se gestionează această problematică. În toată această perioadă am avut câteva întâlniri punctuale în zonele în care comunitatea romă are un cuvânt de spus ca și număr de locuitori a respectivii administrații, a modului în care ei sunt implicați în activitatea economică, poate că e prea pretențioasă, activitatea socială a primăriilor. Și am vrut să vă mai spun încă un lucru. Lângă mine am un consilier cu problemele romilor, care îl văd foarte preocupat și preocupată, nu numai să-mi raporteze ce s-a întâmplat în Ponureta sau ce s-a întâmplat pe calea Mireșului. Vă dau un singur exemplu. Numai săptămâna asta, această doamnă care ești lângă mine, a venit cu câțiva elevi romi care frecventează școala, care sunt copii care au rezultate la școală și condițiile lor în care trăiesc sunt deplorabile. Cu ajutorul primarului Cherecheș am reușit să facem un lucru bun pentru această familie. Deci, aș vrea să vă spun că din partea ce fac și eu vreau să vă spun că trebuie să luăm o decizie astăzi. Oamenii trebuie schimbați. Oamenii trebuie schimbați. Urgent. Deci nu avem alte comentarii. Acești consilieri pe comunele Ulmen, Coltău, Șoncuta, Satul Lung, Copalnic Mănășchiuri, Coroieni, adică acolo unde avem probleme, eu cred că oamenii ăștia habar nu au. Sau ăștia umblă după voturi. Au o problemă. Deci vreau să luăm hotărârea astăzi, vă rog frumos. Vreau să luăm hotărârea astăzi și ăștia pleacă. Demetea Chior, Luachim Gheorghe. Eu cred că ăsta nu-i fostul subprefect. Nu. Șofran Vasile, să-l simt. Da sau nu? Bodea Eugen Ioan, Suciu de Sus. Deasupra de obicei vin, dar azi nu... Nu vreau să mă vadă azi. Nu, nu știu că veniți mai auto, deci nu. Nu știu că veniți mai auto. Vreau să vă spun că niciunul de aici nu știu că veniți mai auto. Asta-i părăsta. Numai eu. Crauz Vasile. Crauz Vasile. Târgu Lăpuș. Pop Pavel Ruscova. Dar mai Pavel ăsta nici trebuie să vină aici, că ăștia au romi acolo, Pavel. În Ruscova. Da, sunt. Au 200 de romi, da. Sunt 200. În Ruscova. Da, sunt în Ruscova. Hai mă, nu vorbiți, mă. Când ați fost la Ruscova, mă? Am avut și probleme cu ei acolo, deci nu... Ce, ei s-au declarat cu Crimea? Ok. Poliția Ivașcu, Daniela Siget. Da. Vida Noemi. Și doamna vine de obicei, eu fost la cele de la Baia Mare, azi nu știu. Onins. Doamna prefect. Să nu mă... Baroni Oliver Tivada. Tivada. Mișeu. Barani. E fostul viceprimar, nu? Da, da. Și acum începe cu reprezentanții romilor. Boloc Ștefan, Baia Mare. Se pare cât de preocupați sunteți voi de voi. Da, e departe de Baia, să știi că au doar 26. Sila Ghiremus, Ulmen. Vreau să-l văd. Vreau să-l văd. Blocul.
Horvat Ivan. Șorcuta. Horvat. E profesor? Profesor de limba română la Cluj. Ce vezi, mă vezi? Da. Au rămas în popor. Nu e ucraină. Varga. Varga Bertalan. Da, vreau să văd. Bună ziua. E important să ieși la ție. Banu Vasile. Bună ziua. Hai, ce hotă. Hai, zi, vine și pe mine. Lasă că lășe. Am nume, mă. Zonă cu foarte mulți romi. Deci, acești domni vreau să știu motivația de ce mi-a venit, dar nu motivație pe nou de autobuz. Și din comunitate vreau din partea domnilor să primim alte propuneri de a se prezenta la această acțiune. Sunt câteva localități în care dotații romilor nu se vă arăt numai ce preocupați sunteți de voi. Asta nu se vă arăt. Și să nu mai aud povești că cineva nu se preocupă de voi. Aproape fiecare săptămână eu am o acțiune de o oră cu consilierea problema romilor în care discutăm anumite lucruri punctuale pe zonele în care sunt probleme și conflictuale și probleme de rezolvat și neputința noastră să le rezolvăm. Și am vrut să vă arăt că voi nu vă ocupați de voi. Voi! Ne-am vrut să fiu prezent aici și să vă spun că dacă continuăm în felul ăsta, atitudinea mea față de voi este o atitudine responsabilă. Atât ar vrea să fie și a voastră față de voi. În momentul când vă cereți drepturile, în momentul când faceți ceva bine pentru comunitatea voastră, fiindu-vă vouă cât de cât bine, reușim să avem și noi motivația să considerăm că sunteți preocupați să vă faceți bine și voi și la noi, la rândul nostru, administrația județeană, să putem veni în privirea acestor cereri ale voastre.